Ea, prin secolul X, în Constantinopol, în timpul împăratului Leon cel Înțelept, un sfânt ales de Dumnezeu numit Andrei. El se făcea nebun pentru Hristos, de asemenea de informat de toți și avea un ucenic pe care îl chema Epifania. Iar odată, pe când se ruga Sfântul Andrei din Biserica Blahernei, a văzut o vedenie înfricoșată. A văzut cerurile deschise și pe Sfânta Născătoare Dumnezeu, ținând Sfântul Omofor deasupra oamenilor și rugându-se astfel: Doamne, ai milă de poporul Tău cel bineclincios, care cinstește numele Meu și îl izbăvește de tot răul. Acestea auzindu-le Sfântul Andrei,